Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Să trăiți! Din Pătășea și pe Bob! Da? Bună ziua! Da. Lângă... Ce să mai întorc? N-am unde întorc. Lângă poartă. Unde este omul să faci cât mai multe poze? Nicu, să faci cât mai multe poze, da? Ca să vezi de selectare. Ce postul? Da. Îi audi părintele acum și după aia să ne, nu te mai împărtășești. Da, moreni. Da, face ce arete. Da, e bine, frumos. Umplătorul a ajuns asta. Da, așa e. Este, înseamnă ceva. Mai nică. Cu un an. Da. Are 102 ani. De ce, știi de ce mai nică? Eu... Două luni. Da. Aha. Da, că e în, la început. 20 și ai după anul meu. Da, da. Deci știi și asta. A, e o mare, e și frig, o fost minus 15 grade. Fost frig. Așa este. Da, datorită lui. Ai avut noroc de el, ai avut noroc. Da, așa am făcut, să știi. Am făcut o fărăzăianic. Ferească Dumnezeu. Și... Nu. E pensionar acum, nu? Da, e pensionar. Și ea și el amândoi. Da, ma, poate ai mai mult și nea Gavril nu spune. Nu, nu spune. Nici nu l-am 3 milioane. Dar el în casă. Când s-o dublă. Auzi că ai 3 milioane. Poate că le-au făcut. 3 milioane. Ei, de asta spun că dacă îți găsim un moșneag, el ne întreabă câte pensii are baba. Dacă are bani eu, dacă nu, nu. Eu îi spun că ai 3 milioane și să facem afacerea. Da. Dacă au tu cam 3 milioane, nu știu. Nu vine. Nu vine. Vai de mine. El are pensii mari. Da, da, e veteran de război, așa este. Când erai mai tânăr, ai iubit? Eu? Dar de ce iubesc dacă am avut iubitul meu? Ai iubit-o mă tare, l-ai iubit, nu? Nu. N-am avut om așa ca să... Te-ai înțeles bine, deci cu soțul. Câți copii ai avut? 7 am născut. 2 au murit și... 5 trăiești. Și nepoți strigă cineva afară. Și nepoți mai știi câți ai? Da, am 5 nepoți. Și strănepoți? Strănepoți nu am. Ai, dar nu-i știi. Cum? Am, dar pe departe. Da, da. Cum da. N-ai strănepoți? Ei, dar nu-i mai știi. Ia. Care doar... Are 2, 3, 4... Ei, nu-i mai știi. 5, măi. 5. Da, 5 strănepoți. 5 strănepoți. Dar când erai mai tale tânără, se făceau hori, se făceau duminica? Făceau, făceau. Era... Am trăit și gine și am trăit. Dar era frumos, nu? Era frumos. Erau obiceiuri frumoase. La sărbători ne duceam sara la joc. Jucau, cum jucau fiatele ziua, jucam și mânat. Sigur, sigur. Așa era atunci. Da, da, da. Cum se făcea hori ziua, noaptea se făcea bal? Noaptea făcea, ducea în sărățăie. Ziua plecăi cu fiații. Și noaptea în surățăie? Da. N-am de zis nică. Am fost și petrecută, am fost și rău, am fost și din. Ai gustat din toate? Am și muncit mult. Da, da. Duceam apă de pe adâncata când am venit. Duceam de pe la moare când nu aveam fântână. Nu era, da, duceam da, de prin cot. Omul și iată omul meu. Așa este. A fost greu, dar așa a fost viața, a trecut timpul. Eu, dar cu sula și cu acul, eu toate le-o fac. Dar câte un păhărel ceva? Așa, câte un păhărel mai bei? Acum nu. Nu, nici în viața mea nu n-am băut. Eu dacă mă ceam la un nunt, mă ceam la o pisă, mai mult de un păhărus nu mai. El îi mai trage, mai era bărbat de asta. Era bărbat, dar eu nu. Eu n-am fost bată, cum se spune, niciodată. Niciodată. Da, da, da. Într-adevăr, mătușa Elena Bostan este cea mai bătrână din comuna Văleni, are 103 ani astăzi. Noi suntem mândri că o avem printre noi. În fiecare an o sărbătorim, ea ne așteaptă. Astăzi chiar au fost prezenți și părintele, au împărtășit-o astăzi. A zis și ea că, domnule, de ziua mea să fiu și împărtășită. Se împărtășește roaba Dumnezeu Elena cu cinstitul trup și sânge
al Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru, Hristos, spre iertare păcatelor și spre viață de veci. Amin. Dumnezeu să te ierte, să te ajute bunica. Așteaptă sărbătorile și ea. Îi bine, e conștient, râde, glumește. Ne-o zis și vă două amintiri de ei din tinereții. I-am adus o căruță de lemne, ea întotdeauna își dorește lemne pentru că e frică de iarnă. Într-adevăr, în acest moment avem și minus 15 grade la Văleni. Sperăm să încălzească vremea, dar e iarnă și sperăm să o scoatem la capăt. Așa, lasă vivați. Hai, părinte, mai aproape. Așa, hai să... Ia și mata un păhărel să dăm mulți ani, da? Așa, încet. La mulți ani, să rămână. La mulți ani, să fii sănătoasă. La mulți ani, tot ce-ți dorești, mă, la mulți ani. Să ne mai dai și la anul Rahiu, da? Deci mai venim și la anul viitor. Da, da, mare Dumnezeu, așa să spun. La mulți ani și numai bine, sănătate multă. Avem o mare bucurie astăzi de a sărbători pe cea mai bătrână femeie din satul Văleni. Am împărtășit-o, după cum ați văzut. Dacă ar fi să găsim secretul longevității ei, este cu siguranță cumpătarea. Așa cum a spus și ea, echilibru pe care l-a avut întreaga viață a făcut-o să ajungă această vârstă. Ne bucurăm că am putut să o sărbătorim și sperăm că la anul vom fi din nou alături de ea. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Cel mai mic sunt eu, am 77 de ani din băieți. Suntem patru frați și o soară care e la Piatra Neamț. A fost contabil și el șef contabil la Girov. 103 ani cum de a trăit? E, dacă au ajuns anii ăștia, vă spun, din muncit, o muncit și pe moșia boierească și în colectiv și primul război și al doilea și tata a fost mereu concentrat și ea rămăsează singur. În schimb, el la dânsă a fost mâncarea, viața cumpătată. Nu băut, mâncarea nu mâncat-o de azi pe mâine, adică o face azi să o mănânci și să mâie pentru mâine, și o mânca mai mult lactate. La nivelul comunei noastre s-a înființat grupul de acțiune comunitară din anul 2008, care face parte poliția, primăria, biserica, școala și foarte multe firme din comuna noastră sau din alte orașe. Ne-am gândit în cadrul unui program local în sistem integrat intitulat Bunul Samaritan, ajuns deja la ediția a 5-a, să facem o bucurie acestor bătrâni care depășesc venerabila vârstă de 100 de ani, din care face parte și doamna Bostan Elena, care astăzi face 103 ani. Și domnul mai bine. Ala era Rahiunea Bostan.